Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Așadar, guvernul a îngropat tichetul Rabla. Cum adică l-a îngropat? Mult. N-ai auzit la știri, deci scade tichetul Rabla de 5 ori. Pentru Rabla Plus, adică alea electrice, așa. De la 10.000 de euro la 2.000 de euro. E flexie la picior de lemn, nu mai e nimic. Da. La ce prețuri au mașinile electrice? Au mai scăzut prețurile, dar nu chiar așa mult pe cât ne-am dorit cu toții. Dar 2.000, bun, sunt 2.000 de euro. Primești 2.000 de euro. În unele cazuri era aproape jumătate de mașină, ceea ce conta. La Dacia Spring este, la Spring. Jumătate de mașină. Asta e o discuție, în primul rând, 0372069599. O să vorbim despre cum a scăzut guvernul dramatic valoarea tichetului Rabla, Rabla Plus, tichetul pentru panouri fotovoltaice. Cum vi se par aceste măsuri? Adică sunteți de acord, sunteți împotrivă și de ce? Care credeți că va fi efectul? Și... sigur, cum credeți că se vor desfășura lucrurile în continuare? Știrea, ați auzit la știri sau dacă nu, iată, tichetul pentru Rabla Plus scade deci de 5 ori, de la 10.000 de euro la 2.000 de euro. Ăștia erau banii care veneau pentru mașini electrice. Uh-huh. Full electric. Full electric, da. Sincer, m-aș fi așteptat să fie... adică să fie niște scăderi pentru mașini electrice importate, adică din afara Uniunii Europene. Am mai spus despre asta. Uh-huh. Francezii au modelul ăsta în care au scăzut valoarea tichetelor, compensațiilor pentru cumpărarea de mașini electrice noi și l-au limitat doar la mașini produse în interiorul Uniunii Europene. Ceea ce mie mi se pare corect. De așa am mai vorbit aici puteam, despre... Puteam importa modelul franțuzesc, preluam modelul franțuzesc, ei au făcut-o. Dacă au făcut-o ei, înseamnă că putem să facem și noi. Limitarea utilizării voucherelor în cazul mașinilor de lux. Și asta. Și acolo era o discuție că de ce să-i dai 10.000 unuia care și-au o mașină de 100.000. Există și acum o limitare la 70.000, da, dacă nu mă înșel. Chiar și așa. Ok. Cine mai cumpără acum mașină electrică cu voucher de 2.000 de euro? Nu prea mai auzit. Mi se pare că s-a terminat petrecerea. Dar scade și tichetul Rabla Classic. Acum e maxim 3.500 de lei sau 5.000 de lei pentru achiziționarea unei mașini noi. Cât? 3.500 de lei. Eu faci coteț. Faci coteț? Serios, Rabla. Eu mai la banii ăștia, da. La 3.500 de lei. Dar pui păsările în ea, îi găsești ceva de lucru. Nu-mi dau seama care este ideea din spatele acestei decizii. Prima de casare la Rabla se va acorda numai în cazul în care beneficiarul deține în proprietate autovehiculul uzat pentru o perioadă mai mare de 3 ani. Să nu faci trafic de bonuri. Păi, de bonuri. Traficul de bonuri era că te duceai la dealer și îți făceau niște reduceri, cumpărau ei mașini mai vechi, le casau ei și da. Se ocupau ei de toată treaba. Sau, n-avea nicio mașină veche tu, dar cumpăra dealerul ceva și ți oferea el. Dar ideea era să scapi de o mașină veche. Asta nu... e. Ideea acestui program nu e cumva să scoți din trafic, să scoți de pe șosele mașinile vechi? Și acum s-a transformat în cu totul altceva. Adică într-o chestie de-asta socialistă, să nu care cumva ca vreunul să câștige mai mult. Poate aduceau de afară mașini atât de vechi încât... E posibil și asta și poate s-or fi... Poate noi nu realizăm, dar poate la noi s-or fi terminat rablele. Și făceau mizerii de alea, gen aduceau din Bulgaria ce da. Știe ce troacă, cum zice George, o matriculau pe aici și hați-o vindeau, okay. Luau un voucher de 10.000 și... La asta nu, la asta nu. La asta nu m-am gândit. E posibil, poate ne spune... Poate ne spune cineva care ne ascultă și înțelege mai bine fenomenul, 0372069599, sunați-ne și explicați-ne dacă e ceva de genul ăsta. Și scade la jumătate și finanțarea din Casa Verde, Casa Verde fotovoltaice pentru panouri. Era 20.000 de lei, subvenție de la stat, ca să spui panouri, da, și scade la 10.000 de lei, nici la jumătate. Aici mi se pare, cred că e singura... Să ne facem mai verzi, mai asta, mai... Ba da, dar cred că e singura măsură justificată cel puțin în acest moment, pentru că, vezi așa, pe tăcutelea a crescut numărul de instalații fotovoltaice în România, astfel încât la anul, în 2024, se estimează că puterea instalată va ajunge la 4 gigawați, ceea ce ar însemna 3 reactoare de la Cernavodă. Și vă rog să faceți această comparație. Statul român se chinuie, se mocăie de 40 de ani deja să facă 4 reactoare nucleare la Cernavodă. Sunt 2 în funcțiune, mai sunt 2 în conservare, de pe care tot se avântă și au avânt să le termine, și unul este abandonat total, unul nu se mai face. Și în timpul ăsta câteva mii de particulari. Da, mă, frate.
Au băgat niște fotovoltaice și au făcut trei reactoare mici și fără să polueze. Exact. Deci de 40 de ani statul român nu reușește să termine centrala de la Cernavodă cu 4 reactoare și pe tăcutele, pe nesimțitele așa, știi, pe particularii au instalat 3 reactoare cât 3 putere instalată, cât 3 reactoare nucleare, punându-și panouri pe case. Sigur că nu e același tip de energie. Sigur că asta creează probleme, pentru că rețeaua electrică nu are capacitatea să preia puterea asta suplimentară. Sigur că electricitatea asta vine numai când e soare afară. Dar uite cum particularii, piața privată a reușit să facă mult mai bine și mai eficient ceea ce statul încearcă să facă de atâta vreme și n-a reușit. Deci, 0372069599, avem câteva minute. Cum vi se par măsurile astea prin care se reduc semnificativ bonurile, compensațiile, subvențiile pentru mașini electrice, electrice, Rabla, Rabla Plus și panouri fotovoltaice. Vă așteptăm. 7:46 de minute, ne-am întors în deșteptarea. Da. Despre Rabla și Rabla Plus și subvenția pentru panouri fotovoltaice, reduceri semnificative în cazul tichetului Rabla Plus cade de 5 ori, de la 10.000 de euro la 2.000 de euro, asta pentru mașini electrice, hibrid. Scade și pentru mașinile clasice, până la 3.500 de lei. Da, și la panouri fotovoltaice se înjumătățește. Niște impozite n-ar scade. Se dădeau 20.000 de lei, acum 10.000 de lei. Opinii. 0372069599. Hai să vorbim cu Octavian. Bună dimineața! Octav, bună! Bună dimineața! Salut! Mă bucur să vă aud și înainte să începem despre subiectul vostru, vreau să vă asigur de bucurie și plăcere de a vă asculta. Vă mulțumim. De ani mulți, de zile, și vă felicit pentru spiritul ăsta, atitudinea asta civică care cam lipsește în țară. Mulțumim, ne-am rușinat deja. Mulțumim, sunteți amabil, haide să trecem la subiect. Nu trebuie. Nu spun din amabilitate, chiar cred ce spun. Deci, nu aveau cum să nu ajungă să facă asemenea măgării, pentru că atunci când cineva sau ceva merge bine în țara asta, e clar că ei n-au ajuns să-și bage mâna nicăieri. Ca atare, vor elimina orice posibilitate de a continua un lucru bun din care lor nu le pică nimic. Eu am auzit, de exemplu, într-o discuție aseară pe o televiziune de știri, că suntem cu 10 ani în urmă față de Franța. Deci Franța, da, a luat aceste decizii, dar ea începuse programele astea cu 10 ani înaintea noastră. Da, vă referiți la schimbarea parcului auto. Adică sigur că da. Noi să avem în continuare un parc foarte învechit. Sigur, sigur, da. Ideea este că, vedeți dumneavoastră, scade foarte mult consumul de combustibil motorină, benzină, dacă trecem pe electric, și asta scade accizele de la stat. Măgăria mă gândisem cu... așa. Da. Măgăria cu fotovoltaicele e iarăși una de zile mari, pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, o mână de privat au făcut ce n-au făcut ei în ani de zile și, iertați-mă, n-o să mai poate umfla niște facturi ale electricelor și hidroelectricelor. Păi eu vă dau doar un singur exemplu. Numai o secundă. Aici cu panourile fotovoltaice este da și nu. Da, a mers foarte bine, da, s-au instalat o mulțime de panouri fotovoltaice, dar asta pune un anumit gen de presiune tehnică pe rețea. Rețeaua electrică nu a, care este gestionată de stat, e adevărat. Păi stai, ar trebui să o înnoiască. Sunt investiții foarte mari, costă foarte mult. Asta este unul din lucrurile care limitează creșterea parcului auto electric. Păi asta e presiunea pe care niște cetățeni ai acestei țări ar trebui să o pună pe stat să-și facă treaba, pentru că dacă nici acum nu se întâmplă, nu va face niciodată. Da, vedem încă o dată că societatea evoluează mai repede decât statul în România. Să punem presiune pe ei. Mulțumesc mult pentru... Mulțumim, Octavian. Octav, pentru intervenție. Laur, bună dimineața. Bună. Dimineața, băieți. Vă să vorbim de mașini și de fotovoltaice, fiindcă la mașină nu am și nu mă interesează momentan. Aici, bun, ce ne-a spus cu... a fost Franța. Problema Franței este că produc mașini în Franța. Spring-ul este făcut în China. Da. Deci la revedere Spring, dacă limităm în afara Uniunii. Trecem peste mașini, mergem la fotovoltaice. Aia asta era o discuție. Întrebarea este de ce cetățenii români și statul român trebuie să finanțeze industria auto din China.
Asta am spus și eu, dar da. Franța își permite, fiindcă produce mașinile în Franța, Peugeot și Renault sunt făcute în Franța. Vom produce și noi, adică va fi Auto Craiova, Ford Craiova va produce un model electric începând de la anul, dacă nu mă înșel, și Dacia de la Mioveni are în plan peste câțiva ani același lucru. Bun, atunci să revin atunci cu bani pentru mașini în perioada aia. Legat de fotovoltaice, eu vă spun, am 6 kW instalați din bani proprii, urmează să mai împun Casa Verde 2023, am prins terenul, urmează să vedem când se va da drumul, fiindcă și acolo l-au blocat printr-o chestie în instanță, nu se știe dacă a fost o fentă, că n-aveau bani anul ăsta și i-au blocat-o și vreau să mai impun încă 6. Da. Din păcate nu să mai impun încă 6, fiindcă pe Giurgiu, rețeaua, nu duceți 6, 12 duce maxim 10. Auzi, Laur, dar pentru aia primii pe care i-ai instalat, ai primit subvenția, că avem multe mesaje de la ascultători care spun că n-au primit niciun ban din aia 20.000. Nu, deci eu mi-am pus pe banii mei din bani proprii și o să vreau Casa Verde să mai pun încă 6 când o să dea drumul din nou la proiect. Dar da, okay. 6, o să-mi pun 4 dacă lângă rețeaua. Nu ai cum să mai virezi rețea. Da, statul, ce a spus și mai devreme, statul să-și facă treaba, să facă rețelele. Să facă, ne spun chestia că este suprasarcină în rețea, surplus în rețea, statul să facă baterii ca să acumuleze cantitățile emise surplus în timpul zilei. Sper că ăsta va fi următorul pas. Știu că sunt unele discuții și anume să existe un program de subvenționare a achiziției de baterii pentru cei care au panouri fotovoltaice peste ceea ce consumă în mod obișnuit. Adică, cred că peste 3 kW jumate, 4 pentru o casă obișnuită. Nu cred că cei care iau decizii de genul ăsta s-au trezit la ora asta. Cred că discuția e prea devreme pentru ei. Marius, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Intru în discuție din perspectiva unei persoane care și-a instalat un sistem de panouri fotovoltaice. Da. Am prins primul tren cu dosarul din 2021, l-am instalat în 2023, 8 kW. Ce pot să vă spun este că acei 20.000 nu-i primești propriu zis. Au fost cu firmele de... Da, primesc firmele de instalare, da. Aici a fost o mică măgărie, așa aș putea spune, pentru că dacă doreai să-ți instalezi din bani proprii un sistem echivalent de 8 kW, te costa 40.000 de lei, dacă vroiai să instalezi din fonduri, cu ajutorul fondurilor, te costa 50.000. Asta e o chestie... Păi da, că firmele respective care fac instalarea, mulțumesc pentru intervenție, firmele respective știu că depind de banii de la stat și că statul este un foarte rău platnic, adică plătește foarte greu banii și atunci multe din ele și au această asigurare. Dom'le, știi ce, până îmi recuperez eu banii de la stat, hai să vedem cum plătesc oamenii care lucrez și echipamentele pe care le cumpăr acum. Câteva secunde mai avem. Victor, bună dimineața! Bună dimineața! Salut, Victor! Bună dimineața! Sunt beneficiar de subvenție pentru plug-in hibrid, sunt beneficiar de subvenție pentru panouri fotovoltaice. Stimați domnici, vă ascult aproape în fiecare dimineață, pentru că în media din, în presa media din România, sunteți cât de cât imparțiali. Mulțumesc! Vă apreciez pentru asta, de asta vă ascult. Mulțumesc! Acest subiect eu îl văd împărțit în politic, economic și tehnic. Da. E greu să se facă separația între ele. Aș vrea să încep mai întâi cu cel tehnic legat de panouri fotovoltaice. Victor, din păcate, va trebui să și încheiem, că nu mai avem timp. Am crezut că vei sintetiza ideile tale. Îți mulțumim și vă mulțumim tuturor. Mamă, e pentru o emisiune. Hai că poate vorbim așa cu domnul Striblea. Așa e dimineața. Totul se întâmplă repede și punem în viteză. Punem o vorbă bună la Striblea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.